se țin în tensiune. Deci mă aflu în București, cum am mai zis, sectorul 5, pe asfalt, care are peste 80 de grade. Scuterul este pornit, după cum vă dați seama, sunt pe el. Aștept câștigătorul, aștept concurentul. Sunt în fața Academiei Militare din București, sectorul 5. Deja, stați o secundă, că este o mică problemă. La început lumea încă nu știa de acest concurs. Pe măsură ce zilele au trecut, lumea deja știe. În momentul în care am zis sectorul, secunda a doua, așa a apărut un om. Salut! Zi-mi și mie unde, cum te cheamă? Gabriel. Gabriel, stai jos ca să mă auzi. Asculți radio-ul? Da, radio. Stai că ți-l dau pe Gabriel Dorobanțu la telefon. Pentru să vezi ce probă tare are de făcut azi. Deci fii atent ce va trebui să facă domnul... Gabi. Gabriel, domnul Gabriel. Domnul Gabriel, vină cu acel lângă mine ca să te filmeze puștul, pentru că o să vadă moaca pe site pe kissfm.ro. Sărbuna, uite. Ai auzit la radio, trebuia să vii mai devreme, dar el m-a văzut și a stat pitit, auzi. Ia uite și domnul cu taxiul. Vă pupăm! We love to entertain you! Deci în această dimineață o să-și pună chiar pe asfalt, de acolo în zona de trafic, o să-și pună umbrelă, o să-și dea tricoul jos, o să rămână în șlap și în boxeri, cumpră soft frumos, te așezi pe asfalt și faci plajă 30 de minute. 30 de minute? Da. Și dacă... Cremă de soare? Da? Vrei să te arzi? Nu, nu te ard, nu o să-ți dau eu cu cremă de protecție, pentru că așa. Și avem și ustensile de alea de grătar în caz că te lipești ca micul de grătar, să te dezlipim, să te întoarcem, știi, să te prăjim. Ești pregătit? Da. Uite, bă, ce ne simțiți, merg cu mașinile pe plajă, incredibil așa ceva. Dar rămâna! Haideți la un masaj pe plajă, la un basket, la academie. Păi cred că mai am vreo 20 de minute, cred. Da, mai avem un sfert de oră. Mă rumenesc. Vrem că nu m-a dat cu cremă, dar trebuie să mă mai plăjesc un pic. Dar e foarte bronzat. Da, sunt oricum puțin mai negru decât el. Stai un pic. Auziți, frate, incredibil, deci incredibil să vezi cum merg oamenii ăștia cu mașinile pe plajă, mă. Nu știu, parcă nu era voie să mergi cu mașina pe plajă. Doamnelor și domnilor, să vă povestesc de aici, de pe plaja asfaltică din sectorul 5. Cea mai tare fază e când a apărut un autocar din Grecia cu greci. Că am avut sentimentul că eram în Grecia, pe plajă undeva, și au venit grecii la noi, nu se mai duc românii în Grecia. Mai avem Pălăria Caterinei, da, Pălăria Caterinca. Ce faceți voi acolo? Ofticați că aveți aer condiționat sau de noi că ne-am bronzat ceva? Sincer, eu sunt flash, că am transpirat și eu și puștul. El venind de la mare este obișnuit, are corpul mai rezistent. Să trăiți! Alo? Mă ustură spatele, nu mai pot! Am câștigat! Bravo!